salut sau hei, îi spui unui mic pui de zebră numele Iesu. E mama, tata, ea e nana, bunica și bunicul toți aici. Prietenă-mi ești tu, amic-mi este zu. Prietenă-mi ești tu, amic-mi este zu. Zu, episodul 6. Zu, bucătarul. Mulțumesc, domnule Zoi. Bună, Zu, ai fost la cumpărături? Da. Hei, Poc, sper totuși că nu te-ai servit cu nimic de acolo. Am nevoie de tot pentru tortul meu. Ai de gând să faci un tort? Da, pentru mama. Mă va ajuta bunica. E ziua mamei. Oh, nu, am uitat. O să fac și o felicitare. Poți să faci și tu una cu mine pentru mama ta. Oh, mersi, Zu. Zu! Vin, bunico! Mama a plecat la mătușa Zilda. Va sta acolo ceva vreme, așa că ar trebui să începem treaba. Haide! Oh. Oh. Ups! Scuze, bunicule! Sunteți bine? Sunt bine. Tocmai m-am întors de la nana. Mi-a dat unul din pupicii ei. Pupicii nanei cam lasă urme. Zu ajunge cu zahărul. Acum amesteci asta cu untul. Acum trebuie să bați ouăle și apoi să le torni câte puțin în alatul de zahăr și unt. Zu, ușor! Dacă torni ouăle prea repede, aluatul va face cocoloașe. Ce urmează, bunico? Acum ne trebuie făină șosită. Ține sita deasupra bolului și cerne ușor în aluat. O să amestec eu. Uite, arată chiar foarte bine. Ha? Nu arată ca un tort. Nu încă. Turnăm amestecul în două forme pentru tort. Asta e. Punem egal în ambele tăvi. Merge cu tortul? E un pic cam crud deocamdată. Așa, o să fie gata în jumătate de oră. Și cât timp așteptăm, pot face felicitarea. Aproape am terminat-o pe-a mea, uite. Oh, nu, ce s-a întâmplat? Ha? Oh, Poc. Ei, încă mai avem timp să facem și alta. Și de data asta, Poc, nu ne mai ajuți. Da, cred că pot pune asta acolo. Zu, ai terminat cu felicitarea? Da, bunico, ce părere ai? E frumoasă, Zu. Cu siguranță îi va plăcea mamei. Și eu am terminat-o.
Voi doi sunteți tare isteți. Am să plec acasă acum să-i dau mamei felicitarea. Mulțumesc. Ne vedem mai târziu, Elzi. Pa, să-mi păstrez și mie tort. Așa, Zu, acum trebuie să-l glazurăm și să-l ornăm. Da! Gata! Zu, ai făcut un tort minunat! Nico, mulțumesc pentru ajutor. Și acum putem. A venit mama. Mami, mami, mami. Oh. Bună, tată. Bună, Zu. Nu te bucur să mă vezi? Ba, mă bucur. Numai că credeam că e mama. E ziua mamei azi și vreau să-i spun la mulți ani. Ei bine, cred că se va bucura foarte mult. Până atunci, mie mi-e cam foame. Detectivul Boots Wellington. Ei, asta numesc eu delicios. Zu, vrei o bucată din acest tort? Oh, da! Da, te rog, tati! Trebuie să fii primul care se trezește de dimineață. Cu asta m-ați prins, domnule Wellington. Foarte bun tortul, nu? Delicios. Oh, nu! Eu zic că este nemaipomenit. Ei, Zu, s-a întâmplat ceva? Tortul era pentru mami. Oh, îmi pare rău, Zu. Nu, no, n-am realizat. N-avei de unde să știi. Trebuie să fac alt tort înainte ca mama să se întoarcă. Zu, e sigur că știi cum? Bunica m-a ajutat să-l fac pe ultimul. Deci știu cum să-l fac. Și vreau să-l fac domnul singur. Acum ne trebuie făină. Zahăr. Ar trebui să fie de ajuns. Poc. Scuze, Poc. Am ajuns! Oh, nu! Bizu? Vai! Bizu? Ce se întâmplă? Am vrut să-ți fac un tort pentru ziua mamei. Dar am avut un mic accident. Hei, ce se întâmplă aici? Oh. Bizu, ce mizerie! Cred că cineva trebuia să-ți dea o mână de ajutor. Haide, să curățăm bucătăria și apoi te ajut eu să faci tortul. Mulțumesc! Am terminat! Ei, asta numesc eu tort. La mulți ani, mamă! Oh, mulțumesc, Zu! E minunată! Mami, vrei niște tort? Ei, mai sunt și alte mame în casă. Să le întrebăm și pe ele dacă vor tort? Care alte mame? La mulți ani, mamelor! La mulți ani, mama! La mulți ani, mami! La mulți ani, mamelor! Ura! Ce tort frumos!
Zu l-a făcut. În cazul ăsta, Zu, dragă, vin aici. Au dublat actorii Răzvan Gogan, Andreea Mărgineanu, Eusebiu Ștefănescu, Carla Oncescu, Alexandrina Halic, Coca Blos, Marius Săvescu. Traducător Luminița Nițu. Inginer de sunet Linda Șaitoș. Regizor dublaj Oana Mărgineanu. Dublaj realizat în studiourile Ager Film.